PSD și PNL nu au propus pe nimeni pentru funcția de premier în timp ce USR a anunțat că îl susține pe Dacian Cioloș, iar au vrea un premier independent. Formațiunile politice au venit cu diferite abordări, diferite propuneri, așa cum l-au prezentat și opiniei publice. Din toate aceste propuneri am reținut una pe care o voi și pune în practică. Am decis să desemnez pentru poziția de candidat la funcția de premier pe Dacian Cioloș, a transmis președintele. Președintele a avertizat în urmă cu câteva zile că nu este deloc convins că această primă rundă de consultări va duce la o soluție. El a afirmat că nu va fi deloc simplu. După nominalizare, Dacian Cioloș a reacționat pe pagina sa de socializare. Președintele Claus Iohannis mi-a cerut în această seară să formez un nou guvern. Este o onoare și o mare responsabilitate pentru care suntem pregătiți, așa cum am și anunțat încă de la plecarea USR din guvern. Suntem gata să ne asumăm responsabilitatea guvernării și să pornim în negocierile cu celelalte partide, a scris Cioloș pe pagina sa de Facebook. Ce cred însă Românii despre această nominalizare și capacitatea USR de a forma o majoritate este complet diferită față de ce își imaginează premierul desemnat. George Simion, liderul aur, a comentat la postarea premierului desemnat, întrebându-l pe liderul USR: Dar cine crezi că te votează? Întrebare însoțită de un emoticon care sugerează râsul. La rândul său Cioloș i-a răspuns. Toți cei care nu sunt irresponsabili, nu doar actualii lideri politici, au făcut aprecieri în acest sens pe paginile de socializare. Ionuț Simionca, președintele PMP Bistrița Năsăut, afișat pe pagina de socializare Marț Tehnic sau Șahmat, cum vreți dumneavoastră să-i ziceți. Asta a primit domnul Dacean Julien Cioloș și USR de la împărăție. Asta se întâmplă când mizezi că vrei să guvernezi și mergi la Cacealmea sau vorbaia, când te îndrepți împotriva vântului. Guvernul Cioloș nu va trece și aici se termină jocul USR. Au fost lacom la început și au crezut că guvernarea este o glumă. Peneliștii au fost șmecheri și au mers la fentă. Câștigătorii sunt cei din urmă care au sprijinul împăratului. Problema majoră e că jocul lor ne afectează pe toți în viitor, la fel și prelungirea crizei politice.